Laurențiu Regecamf și Corina Caciuc sunt în culmea fericirii. Cei doi îndrăgostiți au aflat sexul copilului pe care l așteaptă. Antrenorul celor de la Universitatea Craiova va fi tată de băiat pentru a treia oară. Sexigraviduța lui Reghe este însărcinată în aproape 12 săptămâni și, așa cum e recomandat de medici, efectuează ecografiile de morfologie, specifice fiecare etape a sarcinii. Bebelușul mult așteptat se va naște în luna mai a anului viitor. Cum a reacționat Ana Maria Prodan la o asemenea veste? După o asemenea veste, Ana Maria Prodan a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu ea, jucând sah. Să fie oare acesta un mesaj subliminal pe care îl transmite lui Laurențiu? Cert este că imaginea a strâns mii de aprecieri din partea utilizatorilor, dar și comentarii. Ce spune Ana Maria Prodan despre relația cu Laurențiu Reghecamf? Când gândești pozitiv și ai copii ca ai mei lângă tine, nu ai cum să nu ai putere. Ne ridicăm împreună, suntem mână în mână. Luăm lucrurile cum vin, trăim frumos și atunci când iubești un om îl lași să fie fericit. Alegerile noastre, dacă sunt ieftine, vei plăti scump cu siguranță Laurențiu se va trezi și va analiza de unde a venit greșeala. Dacă se va trezi, nimeni nu va rămâne nepedepsit, nimeni care a fost în spate și care se bucură pe la terasele din București. Asta nu poate ști nimeni, reîmpăcare, cel de sus le-a urâdnuit să fie așa, a declarat Ana Maria Prodan.